Oh, dar ce mișto arată, ce frumos efect. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ne cerem scuze că e atât de curat la noi pe scenă, dacă știam, pregăteam și noi puțin noroi. Un munte de pământ, ceva, că am văzut că numai așa știi să mergi. Da, ne place pământul, noroiul. Cred. Cum te cheamă? Mă numesc Căbăl George. George? Câți ani ai, George? 27. Mulți înainte. Mulțumesc. Și de câți ani te joci cu motorul în halul ăsta? De aproximativ 20 de ani. Păi, te capul meu, deci... Ai început la 7 ani? Exact. Pe ce? Pe o motocicletă de 50 de centimetri cubi. E una mică, mică. E frumos, într-adevăr. E un sport periculos? Cu mult antrenament devine o obișnuință și, bineînțeles, riscuri există în orice sport. Aveam 7 ani la primul concurs. Mi-aduc aminte că am sfârșit în ambulanță. Am căzut și m-a accidentat cel care era în spatele meu. Practic a intrat cu roata în mine. Eu sunt căsătorit și am și 2 copii. Soția mea, practic, așa m-a cunoscut și am petrecut timp împreună prin cantonamente, m-a ajutat inclusiv să schimbăm filtrul, să schimb roata la motocicletă. A fost cu mine tot timpul și m-a susținut. Întreaga familie m-a ajutat pe tot parcursul anilor. Au fost și perioadele grele cu accidentări. Cel mai grav a fost femurul stâng rupt. Eram în cantonament în Spania. M-au operat imediat, mi-au pus o placă în picior. Cred că am avut în jur de 15-16 șuruburi în femurul stâng. Ei știau, săracii, că ăsta e un pericol. Eu m-am ținut toată viața cât am putut eu de departe de motocicletă, pentru că sunt convins că dacă odată apuc să mă sui pe ea, nu trebuie să merg mult. De aici până la ieșirea din studio, deci cât? Doar să trec dincolo de ecranul ăla. S-a terminat, deci nu mă mai dau jos de pe ea.